Bine, te-am regăsit. Astăzi avem multă treabă. Vom face împreună analiza firmelor legate. Cum spuneam în videoul anterior, reglementările privind deținerile întreprinderilor legate au modificat dramatic condițiile pentru micro din următoarele două considerente. Primul, un asociat cu participație de peste 25% poate deține o singură micro Și al doilea considerent pe care trebuie să-l luăm în calcul în analiza noastră este că un asociat cu Participație de peste 25% în mai multe afaceri, aceste întreprinderi se numesc legate. Pentru analiză se cumulează toate veniturile acestor afaceri pentru a verifica plafonul de 500.000 de euro. Dacă plafonul este depășit, niciuna din firme nu va fi micro. Întreprinde. Analiza plafonului de 500.000 de, de euro se face la 31 decembrie 2023 cu datele de la 31 decembrie 2023 în vederea exprimării opțiunii până la 15 aprilie 2024 și după aceea, lună de lună, să vedem dacă s-a depășit plafon. Dar hai să vedem încă o dată care sunt explicațiile cu privire la întreprinderile legate din OUG 31 pe 2024 și anume cele patru cazuri care au fost introduse în codul fiscal. Citesc textul legii. Cazul A. Persoana juridică română care verifică condiția Deține la o altă persoană juridică română, direct și sau indirect, peste 25% din valoarea, numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, de conducere, ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române. În traducere liberă, persoana juridică analizată deține peste 25% dintr-o altă persoană juridică. Evident, sunt. Considerate întreprinderi legate. Deținerea, în acest caz, este de sus în jos, de la deținător la deținut. În ce urăsună. Cazul B. La fel. Citesc întâi textul legii. B. Persoana juridică română care verifică condiția este deținută de o altă persoană juridică română direct și sau indirect cu peste 25% din valoarea numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau la persoana juridică română care verifică condiția, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca Administratorul, majoritatea membrilor Consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere. Noroc că le citim de mai multe ori, le vedem, le înțelegem mai bine. În traducere liberă la punctul B e așa. Persoana juridică analizată este deținută de o altă persoană juridică cu peste 25%. Evident că amândouă sunt considerate întreprinderi legate, deținerea fiind de jos în sus, de la deținut la deținător. Tot urât sună deținutul ăsta. Ambele cazuri pe care le-am citit până acum, atât A și B, dacă vă e mai ușor așa, aș vrea să înțelegeți că sunt întreprinderi legate în serie. Și acum ne ducem și complicăm lucrurile, ne ducem spre deținerea legată în paralel de persoana fizică, combinat cu deținerile directe sau indirecte. Ce? Persoana juridică română care verifică condiția este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține în mod direct sau in, și/sau indirect. Peste 25% din valoarea, numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, de conducere, ori de supraveghere, atât la prima persoană juridică cât și la cea de-a doua persoană juridică. În situația în care persoana care deține titlurile de participare, drepturile de vot sau de numire, revocare, este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiția, cumulează și veniturile acestei persoane. V-am lămurit, Buștean? În traducere liberă, PF deține peste 25% la două firme. Analiza plafonului se face cumulând veniturile celor două persoane juridice, respectiv 500.000 de euro. Ambele sunt legate. Și acum trecem la ultimul punct și cel mai complicat, și anume litera D persoana juridică română care verifică condiția dacă are unul sau mai mulți acționari asociați care dețin direct și sau indirect peste 25% din valoarea numărul titlurilor de participare sau al drepturilor, drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, Acționari, asociați, care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică autorizate autorizată potrivit legilor în vigoare. Punct. În sfârșit avem un punct. În această situație, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit stabilită, ajustată, redusă potrivit prevederilor titlului 4 ale a persoanei fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică autorizată, potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română, Slash alte întreprinderi legate. Am obosit. În traducere liberă, aici e cu de toate ca la șaur, dar cu mult picant, cu dețineri directe și indirecte, cu PFA-uri și alte forme de organizare care realizează venituri din activități economice. În opinia mea, când vorbim despre persoane juridice, indiferent de forma de organizare, vă recomand să nu uitați să luați în calcul și veniturile ONG-urilor care realizează activități economice. Nu mai într-un în detaliu pentru PFA cu normă de venit, vedem că se adaugă o pătrime din normă la calculul plafon. Hai să vedem ce înseamnă deținere indirectă. Exact cele două situații pe care uh, le-am citit mai devreme, și anume situația A și situația B, adică persoana fizică deține controlul la o altă societate, dar nu direct ca persoană fizică, ci printr-o persoană juridică interpusă. De aici. Pot începe combinațiile fără număr. Dacă o persoană fizică, Popescu, să îi zicem, deține titluri de 50% la societatea A, iar societatea A deține titluri de participare de 60% la societatea B. Clar, domnul Popescu are o deținere Indirectă la societatea B, de peste 25%, cum ne zice textul legii, respectiv 50% din 60%, adică 30%. Iar ambele societăți sunt legate de domnul Popescu. Individual, ar putea avea criteriile îndeplinite de la micro-întreprinderi, dar luate împreună, ca legate, prin numitorul comun sau nu, deținătorul domnul Popescu, direct sau indirect, el trebuie să rămână cu o singură microîntreprindere, ca așa zice ordonanța. Mai mult, verificăm veniturile celor două societăți, și A și B, deținute de domnul Popescu direct sau indirect. Dacă împreună nu depășesc plafonul de 500.000 de euro, una singură rămâne micro. Nu contează care, domnul Popescu o alege. Dacă veniturile cumulate depășesc 500.000 de euro, niciuna nu mai poate rămâne micro-întreprinde. Iar ca să complicăm lucrurile și mai tare, să ne imaginăm situația în care societățile A și B sunt deținute de societatea G. G fiind o societate din Germania, unde A și B clar sunt legate între ele, dar nu și cumulate veniturile cu societatea G. De ce? Pentru că aceasta este nerezidentă în România. Și atunci, pentru plafonul de la acest caz, cumulăm veniturile doar ale societăților A și B. Plecând de la această ipostază, putem să complicăm lucrurile cât de mult vrem, pe dețineri amestecate atât în serie cât și în paralel, rezidente în România, mare atenție, este foarte importantă această precizare, de nici fiscul nu le mai poate deslega. Dar... Aia e, așa îi place statului român, să complice lucrurile și să vulnerabilizeze contribuabilul în loc să le simplifice. Dacă legislația ar fi clară, organul cum ar mai putea da amenzi? Asta e întrebarea. Când facem analiza? Analiza o facem cu raportare la deținerile la 31 decembrie 2023 pentru a exprima opțiunea până la 15 aprilie 2024 din Mărinimia Guvernanților. Pentru cei ce nu găsesc referirea, am explicat-o în videoul anterior când am citit Ordonanța de Urgență uh, 31, mai exact intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență 31, respectiv articolul 26, pentru intrarea în vigoare a articolului 25 din OG. Dar o facem și de acum încolo, la fiecare lună sau la fiecare trimestru. Eu vă recomand la fiecare lună ca să vedeți când vă apropiați de depășirea plafonului pentru reconfigurarea traseului. Da, mă deranjează că, în cazul depășirii plafonului, se schimbă impozitarea de la începutul trimestrului în care s-a depășit. Aplicarea legii având un caracter retroactiv și nu mi se pare corect, de exemplu. Dacă am depășit plafonul la sfârșitul lunii iunie, mă refer la plafonul de 500.000 de euro, da? Dacă am depășit plafonul la sfârșitul lunii iunie, impozitarea nouă, adică trec la impozit pe profit și calculez impozit pe profit începând cu 1 aprilie anul curent, nu de la 1 iulie. Dar unde-i lege, nu-i urât, foarte urât la spiritul legii, mă refer că litera vedem oricum că e făcută praf. La efectuarea analizei luăm în considerare doar deținerile de peste 25%, cele care sunt sub 25% inclusiv nu intră în analiză. Acum hai să ne jucăm un pic cu domnul Popescu. Cazul 1. Domnul Popescu este asociat unic în două societăți. A, cu impozit pe profit, și B, micro. Ambele realizează venituri sub 500.000 de euro. B, rămâne micro. Dacă veniturile depășesc plafonul, B trece la impozit. Pe profit. Cazul 2. Domnul Popescu este asociat cu câte 50% din, în două societăți. A, cu impozit pe profit și B, impozit micro. Dacă veniturile lor cumulate sunt sub 500.000 de euro, B rămâne micro. Dacă veniturile depășesc plafonul. B trece la impozit pe profit. Cazul 3. Domnul Popescu este asociat cu câte 50% în două societăți, A impozit pe profit și B micro. Dar mai are și un PFA în sistem real. Analizăm similar cu cazul anterior, dar la plafon Adăugăm și veniturile realizate de PFA. Dacă nu depășesc plafonul, B rămâne micro. Dacă depășesc plafonul, B trece la impozit pe profit. Dacă PFA-ul este cu normă de venit, cum ziceam mai devreme, adăugăm la venituri doar un sfert din normă și aplicăm același raționament. Cazul 4. Pe lângă toate deținerile din cazul anterior, din cazul 3, domnul Popescu mai este și președinte la un ONG care desfășoară activitate economică. Pam, pam! În opinia mea, la calcul analizei plafonului intră și veniturile economice realizate, de ONG-ul în cauză. V-am promis doar că ne distrăm, nu? Și cazul 5, evident că nu este ultimul, dar este cel din urmă în acest video, apare în scenă domnul Ionescu, care este administrator la două societăți, A și B, dar nu deține niciun procent din cele două societăți. Întrebarea este, domnul Ionescu, Leagă cumva cele două firme, A și B? Răspuns corect, nu. Legislația face referire doar la deținerile de peste 25% și nu despre calitatea de administrator. Din ce perspectivă analizez? Din perspectiva persoanei juridice sau din perspectiva persoanei fizice? a deținătorului. Sincer, din toate perspectivele. Îl luăm la puricat pe domnul Popescu, dar și fiecare firmă în parte și asociații acestor firme, astfel încât să acopăr toate unghiurile ca la o evaluare 360 de grade. Și încă ceva vreau să-ți spun. O interpretare cu care nu sunt de acord și am văzut-o exprimată în mediul online și anume că se iau în calcul în analiza plafonului de venituri doar veniturile obținute de micro În opinia mea este eronată această interpretare din ce deduc printre rânduri sau mai puțin printre rânduri în OUG 31, așa că eu iau la analizat toate veniturile entităților legate, indiferent de forma de organizare sau modalitatea de impunere. Societăți afiliate, vă mai aduceți glumițele pe care le-am făcut la sfârșitul anului când s-a publicat OUG 115 și ne dădeam cu stângul în dreptul? Un lucru vreau să reține despre societățile afiliate. Vedem că au dispărut relațiile de rudenie și slavă Domnului că nu ne mai batem capul cu tot arborele genealogic al domnului Popescu. Nici cu nevastă sa, nici cu fiul, nici cu mama, nici cu verișoara, și nici cu fratele cu care nu vorbește de câțiva ani. Oricum, sincer, nu aveam cum să analizăm noi ca și consultanți, ca specialiști, aceste deci dețineri între relațiile de rudeni. Piețe adiacent. Un alt reper care dispare din analiză odată cu OUG31 și renunțarea la ne raporta la uh, legea 346 pe 2004 sunt aceste definiții a piețelor adiacente. Era posibil să ne mai agățăm, să ne ajute sau din contră sau să ne încurce, dar bine că am rămas și fără piețele adiacente. Ce îi cer deținătorului Respectiv, domnul Popescu. De unde știu eu ce societăți are acestea? Păi, în primul rând, îl pun pe domnul Popescu să-și scoată un extras pe CNP de la Registrul Comerțului. Să vă mai spun că un extras pe CNP de la Recom costă 250 de lei și durează 30 de zile? Nu vă mai spun. Posibil ca domnul Popescu, totuși, să își fă fi făcut curățenie în deținerile uitate din tinerețile lui nastrușnice, încă din 2022, când a venit tulburarea asta pe limitarea micro-întreprinderilor deținute de, de un asociat în OUG 16 din 2022. Ce mai cer? Îi mai cer o declarație pe propria răspundere în care menționează în ce entități este și cu ce procente la fiecare. Dacă la recom pot să-mi scot deținerile pe CNP-ul domnului Popescu, să știți că acolo nu apar ONG-urile și nici pe urile În al treilea rând, când trebuie ca domnul Popescu să aleagă între două micro pe care le deține, care este cea câștigătoare și după 15 aprilie 2024, evident că îl rog pe domnul Popescu să facă alegerea pe baza unei hotărâri AGA scrise prin care alege la ce micro uh, întreprindere rămâne în sistemul de impozitare. Am terminat, dar mai am niște concluzii necăjite. Prima concluzie. Analizez deținerile și participațiile în întreprinderi legate din toate unghiurile evaluând la 360 de grade atât pentru fiecare persoană fizică, cât și pentru persoana juridică. 2. Calculez plafonul de 500.000 de euro cu veniturile realizate de toate entitățile juridice, indiferent de forma de organizare sau de forma de impozitare. 3. Nu iau în calcul deținerile sub 25% inclusiv, doar cele de peste 25% sunt uh, supuse analizei. 4. Fac calculul de dețineri și plafon care reper la data de 31 decembrie 2023. 5 îmi exprim opțiunea până la 15 aprilie 2024 și nu mai bag în seamă caracterul retroactiv al legii, că nici ce cere nu o să-l bage în seamă. 6. Mă rog la Dumnezei serverelor. ANAF și ONRC să nu crape până pe 15 aprilie. 7 fac calculul de dețineri și de plafon la fiecare lună sau la fiecare trimestru. De câte ori calculez impozitul pe micro să văd dacă mi-a mai rămas vreo micro și de data asta. Ideea guvernului este să nu mai rămână aproape nicio micro. Asta înțelegem noi, și nu înțeleg de ce nu le scot de tot ca să ne lase în pace și să ne vedem de 8. Solicit persoanelor fizice analizate să împună la dispoziție extras ONRC, declarație pe propria răspundere cu toate deținerile și toate participațiile avute, plus hotărâre AGA în cazul în care trebuie să aleagă între două sau mai multe micro care rămân sub această formă de impozitare. 9. Nu mă mai încurc cu rudele și afiliații persoanei fizice. Nici nu aveam cum să mă încurc. Și 10. Nu uitați de ONG cu activitate economică și de veniturile realizate pe PFA-uri. Toate aceste analize se tratează cu lighean cu apă rece pentru băgat picioarele, cu calmante puternice, să nu ne bubuie creierul, e, și obligatoriu o vacanță după 15 aprilie 2024, să ne răcorim mințile și să finalizăm bilanțurile contabile. Dracii și nervii, Acumulați, vă rog să îi păstrați pentru vot. Și să nu uitați momentele acestea. Și vă rog să nu respirați după al 15 aprilie. Va urma modificarea plafonului de 500.000 de euro, nu știm când, dar va urma curând, că tot ne hărțuiește ciolacul cu chestia asta luați cu pâine, că circ avem destul. E grea analiza? E grea, dar nu este imposibilă. Dacă ți-a fost de folos materialul, dă un share și îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Apasă subscribe pentru că va urma și alt material interesant în perioada imediat următoare profituri maxime să ai și numai bine până data viitoare.